Patronul echipei de Vene, FC Auto Bergamo, a trăit meciul de futsal dintre naționalele Moldovei și României cu mari emoții, pe care le-a descris într-un mesaj adresat susținătorilor clubului local. În seara aceasta am urmărit un meci de futsal special pentru sufletul meu. Moldova-România, scor final 3-5. Mai puțin important scorul. Cel mai important e faptul că în componența celor două echipe au fost foarte mulți jucători care au îmbrăcat tricoul lui Auto Bergamo Deva. La Moldova, Obadă, Tacot, Lascu, Cojocaru. La România, Tonița din Icuță, Fereira Andremania, Hodnoghi, Ișloi Gavrilă. Sunt încântat că toți acești jucători au îmbrăcat la un moment dat tricourile vișinii ale lui Auto Bergamo Deva. Cu o mențiune specială pentru Obadă și Andre, care în momentul când au îmbrăcat tricoul lui Auto Bergamo erau doi copii. Felicitări tuturor și succes! Hai Auto Bergamo! Totul pentru Deva! Obadă și gol!